Terenul de fotbal al stadionului Dunărea Giurgiu va avea parte anul acesta de o modernizare generală, gazonul natural fiind înlocuit cu unul sintetic. Oficialul clubului Dunărea au demarat deja un proiect în acest sens, dar aprobarea și finanțarea renovării vor reveni efectiv noului Consiliu Local al municipiului. Este vorba de un proiect de teren sintetic care să-și desfășoare activitatea toate secțiile ale clubului, dar în mod principal secția de fotbal. Se finalizează caietul de sarcini, urmând ca apoi să fie dat spre achiziții la licitație publică. După estimări, cam 2-3 luni durează și am înțeles că la sfârșitul verii va fi finalizat acest teren. Pe noul teren se vor antrena și vor juca oficial secțiile de fotbal copii și juniori ale clubului, echipa de seniori, dar și alți sportivi care se pot antrena și în condiții de ploaie. Din păcate, noul proiect se adresează numai terenului de fotbal și nu vizează și o pistă de alergare, capitol la care sportul giurgiuvean este deficitar. Eu am înțeles că s-au făcut niște studii, dar este imposibil să se crea o pistă de alergare, chiar și cu un culoar. Va fi doar un teren de fotbal, un teren de doi de antrenament, de mini-fotbal, cât și un teren de tenis de câmp și tenis, fotbal-tenis, tenis cu piciorul. Varianta cu teren sintetic pe stadionul Dunărea a fost preferată pentru că este mai ieftină, dar și mai avantajoasă din punct de vedere al accesibilității terenului și al întreținerii. Un teren cu iarbă naturală, după calcule, costă în jur de 60.000, 80.000 de euro. Apoi mai avem încă 1.000 de euro mentenanța lunar și condiționați de anumite intrări, deci 2-3 intrări pe săptămână, atunci când vremea este bună, deci când permite, nu poți să intri pe ploaie. Sau apoi întreținerea cu apa, tunsul, oamenii care sunt aici, sunt alte costuri care în 5 ani depășesc sumele care ar fi pentru un teren sintetic. Terenul sintetic cât este garantat? Minim 10 ani avem garanție la terenul sintetic și nu mai suportă nicio întreținere, îl folosim fără nicio condiție. Privind lucrurile obiectiv, stadionul Dunărea necesită mai multe îmbunătățiri, pornind de la tribune și de la scaunele acestora, până la căile de acces în stadion.